Și fii atent, la întâlnirea de 10 ani îmi vine o tipă și zice: domn profesor, ce, eu lucrez acum pe Spania. Zic, serios? Zice, da. Ce lucrez, ce ne-ați învățat dumneavoastră? Zic, serios, ai făcut doctoratul în matematică? Zice, nu, zice, desfac parantezele. Dar pe bani. Ce tare a fost asta, gluma întâlnirii de 10 ani. Hai mă, n-ai prins-o. Da, numai că-s mai obosit. Da, mă, tu n-ai simțul matematicii, n-ai nici simțul umorului. Ce ești obosit? Eu ți-o spun pe aia dreaptă. Dacă nu te aduni un pic acum, nu intri clasa 12. Ba, intru, că am noțiunile de bază. Ai noțiunile necesare. Da. Dar ia, spune, unde se află punctul G? Ai, domn profesor, mă lască din astea. Știi unde e? Arată-mi. Dar nu știu ce legătură are asta cu matematica. Punctul G este la intersecția, picioarelor. Bă, perversule! La intersecția medianelor, aici în triunghi, bă. Da, pe aici e mai greu. Vai de capul tău, da, vai și de capul meu, mă. Bă, eu nu știu cum o ieși, dar bine, nu văd. Că nu te adun, mă, nu te adun, mai avem câteva luni și... Ați poare o cafea? Nu, mai îmi dă o cafea pe căldura asta, dacă beau o cafea și cu tâmpitul de frate, tot îmi pușcă inima în două. Da, măcar și rău. Atunci oare un ceai? Ar merge un ceai. Am de plante culese de mine, am de mușețel, am cules cucută, ciuboțica cucului. Ciuboțica cucului, da? Te rog. Sigur, până atunci, uite, o să vă las niște fursecuri. Sunt făcute de mine, niște biscuiți vegani. Ah. Eu i-am făcut. Mulțumesc. Mulțumesc. Uite-te la soreta mediocră, că nu scoteau ăștia din 5-6. Am băgat-o în bac și uite-te acum, se descurcă. La tine care-i baiul? Nu știu cum să vă zic, domn profesor, dar e sătul de matematică până în gât. Dragul meu, să știi că matematica începe de la gât în sus, spunea Moisil. Știi tu are cine e Moisil? Mi s-a dat festivalul Neversei. Festivalul cartofului de râș, ca să te duci, mă, la festivalul gogoașe de pucioasă, mă. Habar n-ai, zic, unde e punctul de inflexiune? Da, pe acolo, pe undeva. Ia să mă împace, mă. Degeaba și eu profesor bun dacă elevul nu face față la exigențele mele. Nu, că acum trebuie un mentor. Un trentor sau un ce? Mentor, un... Cum să vă zic eu? Cineva care te învață cum să tranzacționezi, cum să cumperi bitcoin, când e bull market. Am adus ceaiul și niște cornulețe. Sunt tot așa făcute de mâinile mele. Trăiască globul. Să rămână. Tânără, frumoasă, de vreme acasă, hârnicuță, gospodină, gătește cu mâinile ei. Bravo! Domn profesor, mă face să rușesc. N-are rost. Mă, omule, dacă nu-ți place școala, nu te-ai gândit să intri în politică? M-am gândit, să știți. Pe cuvânt, bătut în cap, ești cu tupeu, faci liceu în 10 ani ca și Ciolacul și ăsta ești. Ok, termin facultatea prin apoi termin liceul. Exact. Prin un post bun în Ministerul de Finanțe, îmi dublez salariul de profesor și mă mândresc și eu cu tine. Că de aici nu avem nicio șansă. Nu am cu cine. Cum a fost? Ceaiul? Minunat. Meditația splendidă. Are fratii-o în cap? Mm? Da. Poate să-l închirieze pe post de garsonieră la Antold. Nimic n-are în el. De seară ce faci? Sărmale. Dar puteți să stați și în seara asta, am făcut friptură, fac și salată de varză și cartofi răntăliți. Bine, atunci rămân. Continui tu să faci pe data viitoare următoarele 5 exerciții. Pe astăzi ar fi cam 150 de lei. A, nu, stați-ne și chiar nu-i nevoie. Numai 50 de lei pentru cornulețe și pentru biscuiți, că-s ingredientele și așa. Dar este totul în regulă și ne vedem data viitoare la meditații. Mai 50 de lei până marți. Am, da, în bitcoin.